Meditație de îndepărtare a implanturilor, elementalilor negativi și vindecarea rupturilor din câmpul nostru auric. Salutări de lumină, suflete dragi și frumoase! Bine v-am regăsit din nou! Pentru astăzi vă propun o nouă meditație foarte profundă, foarte puternică. Așadar, pentru a putea începe această meditație, am să vă rog și am să vă invit să vă găsiți un spațiu cât mai confortabil pentru voi, în care ați putea să vă relaxați fără a fi deranjați pentru următoarele minute. Adoptați o poziție cât mai confortabilă pentru voi, o poziție de meditație, fie stând pe un scaun sau întins, așa cum vă este dumneavoastră cel mai confortabil. Am să vă rog să închideți ochii și începe să vă relaxați. Așezați brațele cât mai confortabil pe lângă corp. Picioarele de asemenea am să vă rog să le relaxați. Vă rog să nu le încrucișați. Depărtați-le puțin la nivelul umerilor. Așa totul este perfect. În acest mod vom permite tuturor energiilor să circule cât mai liber prin tot corpul. Și continuați să vă relaxați. În continuarea relaxării tale, am să te rog să inspiri și să expiri cât mai profund, într-un mod conștient, de câteva ori, pentru a te putea relaxa. Odată cu inspirația, imaginează-ți lumina albaurie care îți pătrunde prin vârful capului și te umple de lumină. Expiră pe gură într-o singură repriză sau de mai multe ori, ținând buzele întredeschise și forțând aerul în reprize scurte și odată cu expirația elimină cu intenție energia negativă din ființa ta și lasă să plece de la tine tot ce nu este în lumină. Inspiră aerul cât mai profund, inspiră viață și expiră tot ce nu-ți folosește, tot ce nu servește. Și încă o dată, inspiră iubire și voință divină și simți această energie cum pătrunde prin tot corpul tău. Vizualizează cum te purifici și devii curat, echilibrat, calm și puternic cu fiecare inspirație și expirație tot mai mult, tot mai profund. Continuă să inspiri și să expiri într-un mod inconștient. Doar relaxează-te și permite relaxării cele mai profunde să te cuprindă tot mai mult cu fiecare secundă petrecută în această meditație. Invocați acum lumina albă și pură a lui Iisus Hristos și sfera aurie de protecție. Faceți apel la sinele vostru superior, la monada, la ierarhia planetară și cosmică, la maestrii ascensionați, la arhangheli și la îngeri, la maestrii Elohim și la Dumnezeu. Invocă-i pe Vayamos, Lenduce, Dualkul și Saint Germain să vă ajute pentru a neutraliza și elimina toate implanturile negative și toți virusii din corpurile inferioare. Mulțumiți acestor prea iubiți maieștri și rugați-i să vă ajute să îndepărtați și să dezactivați toate implanturile negative și toți virusii ce se află asupra umanității și în câmpurile animalelor noastre. Faceți apel la Arhanghelul Mihail și perechea sa credință pentru protecție suplimentară.
chemați-l pe Lordul Arcturus pentru a vă acorda ajutor. El și colegii săi arcturieni dispun de cea mai avansată tehnologie din univers. Invitați-l pe preaiubitul Lord Buddha, logosul nostru planetar, și pe Sanat Kumara. Vizualizați lumina aurie pură ce curge în trupurile mentale, emoționale, eterice și fizice ale fiecărei persoane de pe glob. Priviți cum această lumină neutralizează fiecare implant și orice tip de virus din cele patru corpuri inferioare. Vizualizați această lumină care se transformă în mâinile lui Vayamus, Sanat Kumara, Lenduce și Saint Germain, în timp ce ridică implanturile elementale negativi și orice tipuri de virus sunt neutralizați. Cele care sunt ridicate de Vayamos, Lenduce și Sanat Kumara sunt transformate de atingerea luminii aurii. Cele ridicate de Saint Germain sunt transformate de flacăra violet. Dualkul realizează acest proces prin utilizarea calculatorului său holografic. Simțiți luminozitatea ce vine asupra întregii voastre ființe și lăsați acest flux să curgă pe tot globul. În timp ce vizualizați cum toate implanturile elementale negativi și orice forme de virus sunt eliminate complet. Adresați-vă preaiubitului Arhanghel Mihail și perechii sale credința pentru protecție suplimentară împotriva instalării oricărui implanturi negative și orice forme de virus. Puteți să cereți același lucru și de la Lordul Arcturus, astfel încât el și arcturienii să poată interveni. Cereți esența iubirii pure, a luminii radiante și infuzia primei raze a voinții și puterii. Rugați-l pe El Moria să vă ajute în consolidarea propriei voințe și întărirea voinței întregii omeniri, astfel încât voința tuturor să fuzioneze cu voința lui Dumnezeu. Recunoașteți iubirea pură necondiționată. Invocați protecția adăugată
a Arhanghelului Mihail și credința. Invocați-i în fiecare seară, înainte de a merge la culcare, pentru protecția voastră personală și a animalelor care locuiesc cu noi. În continuare vom lucra pentru consolidarea și vindecarea câmpurilor noastre energetice. Invoc pe Helios și Vesta, pe Lord Buddha, Kohanii fiecărei raze, precum și pe Manu, Iisus Hristos și Saint Germain. Vă rog și vă cer să trimiteți strălucirea voastră vindecătoare pentru a opri orice ruptură, scurgere și pete identificate în câmpul meu auric și vă rog să fie vindecate. Invoc acum pe Mama Divină, pe Lordul Melchizedek, pe Mahatma și pe Arhanghelul Metatron. Vă rog și vă cer să trimiteți energiile voastre cosmice vindecătoare. Vă rog să acoperiți orice scurgere de energie sau ruptură din câmpul meu auric. Simțiți aura divină cum vă înconjoară și vă penetrează tot câmpul auric. Meditați câteva minute pe acest subiect și rămâneți în liniște și receptivitate ca acest proces să se desfășoare acum.
acum sunteți perfecți curățați, energizați, echilibrați, vindecați la orice nivel. Aura voastră energetică este foarte puternică, impenetrabilă. Ești o ființă de lumină și nimic din ceea ce este întunecat nu te poate afecta. Iar acum am să vă rog să reveniți ușor, ușor în corpul vostru proaspăt curățat. Împământați-vă și radiați iubire și lumină. Acceptați iubirea așa cum este ea, radiată către voi prin fluxul de lumină. În tăcere mulțumiți tuturor maestrilor planetari și cosmici care te-au ajutat să primești această vindecare. Amintiți-vă să rămâneți centrați întotdeauna în lumină, iubire, putere și să construiți un câmp de forță protectoare impenetrabil. Rugați-vă ca toată umanitatea să se trezească spiritual, să evolueze, să înțeleagă și să aplice legea divină. Mulțumiți tuturor ființelor din tărâmurile cerești care au fost de ajutor în timpul acestei meditații. Acum puteți să deschideți ochii și să zâmbiți. Totul este perfect în lumea voastră. Eu vă mulțumesc, dragilor, să ne fie de folos spre binele nostru suprem. Namaste!